Biletul zilei la pariuri sportive este plasat azi la Superbet și conține două pronosticuri din Superliga României. Avem pronosticul la Rapid București Faru Constanța și FCSB Poli Iași. Dragi prieteni, după cum bine știți, Rapidul trece printr-o perioadă extrem de tensionată. Jucătorii sunt puși la zid inclusiv de către conducere că nu reușesc să fie destul de agresiv ca și în sezonul trecut și chiar dacă anul acesta foltează în medie de 13,2 ori și încasează 1,2 cartonașe la fiecare 90 de minute, atât președintele clubului cât și suporterul de rând acuză că nu vede o agresivitate sporită și o dorință mai mare a jucătorilor giuleșteni, mai ales pe teren propriu, de aceea cred că rapidul diseară va fi mult mai agresivă și își va dori foarte, foarte mult să demonstreze tuturor că își merită locul în în Giulești, la centru, va fi arbitru Van Vancovaș care, atenție, în prima ligă din România acordă o medie de 5,6 galbene pe meci. Mă aștept ca Giuleștenii să fie mult mai agresivi diseară și să încaseze cel puțin două cartonașe, iar cota este de 1,36, drept pentru care recomand și acest pronostic ca pontul zilei. În continuare trecem la duelul dintre FCSB și Poliaș, acolo unde se întâlnesc doi antrenori diferiți. Haralambus și Pintili nu utilizează ieșirea la offside, în timp ce Leo Grozavu face pasul la offside organizat cam la toate echipele pe unde a antrenat. De aceea cred că FCSB va fi echipa mai surprinsă în poziția afară din joc diseară, mai ales că va fi echipa care va ataca mai mult. Așa arată biletul zilei cu 3 și 12 la Superbet. Nu uitați, pareați responsabil, pareați cu cap, dar mai ales pareați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea.